Bazinul de not de la școala gimnazială numărul 3 Suceava și-a redeschis porțile. Programul bazinului de not din cadrul școlii gimnaziale numărul 3 Suceava este flexibil de luni până sâmbătă și acoperă toate categoriile de vârstă. De luni până vineri, de la 6 la 9, în bazin lucrează grupele de performanță, de la 9 la 18 elevii, iar de la 18 și până la 21 sunt așteptați adulții. Sâmbăta programul este de la ora 8 până la ora 16. Începând din acest an, bazinul vine în întâmpinarea doritorilor cu noutăți. Cu sprijinul Asociației Județene de Natație am reușit în acest nou an să achiziționăm o serie de echipamente destinate pentru copiii de toate vârstele, în special pentru a le face activitatea aici la bazin mai plăcută și a îmbina lecția de not cu distracția de după și practic am adus un aquapark într-o formă mai mică aici la noi în bazin prin achiziționarea unor topogane acvatice, plute, diverse alte materiale, bărcuțe, pistoale cu apă pe care copiii le vor folosi pe tot parcursul anului. Am încercat aceste materiale la școala de vară, care a avut loc în acest an aici, la școala 3, pe care am avut-o în parteneriat și cu școala 4 și copiii au fost extrem de încântați. Majoritatea au spus că încă n-au avut asemenea lecții până acum. Comparativ cu anii trecuți sunt mulți, mult mai mulți copii, având în vedere că și bazinul s-a refăcut, condițiile sunt, dacă nu dintre cele mai bune, extraordinare și îi așteptăm să vină și mai mulți decât au venit până acum. Ce trebuie să facă cei care vor să vină la bazin? În primul rând, au nevoie de un aviz epidemiologic de la medicul de familie, după care cu acel aviz se pot prezenta la caseria școlii 3, unde se vor derula înscrierile. Studiile arată că notul este o activitate care stimulează dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor cu multiple implicații pozitive pentru sănătate, așa că nu ezitați să vă înscrieți copiii la not. Bazinul de la școala numărul 3 vă stă la dispoziție. Păi m-am îndreptat pe câte noroc pentru că asta e pasiunea mea și îmi place foarte mult ce fac. Faci sport de performanță, not de performanță? Da. Câte medalii ai până acum câștigate? Foarte multe. E greu? La antrenamente este foarte greu, dar când ești pe podium... Spune-mi trei motive pentru care copiii ar trebui să se îndrepte către not, către bazinul de la școala 3. Primul rând pentru menținerea corpului, pentru rezultate și pentru a-ți ocupa timpul liber, pe altceva decât calculator sau... Despre beneficiile pe care notul le aduce organismului se pot spune multe. Recent, cercetătorii au descoperit că o ședință de not poate alunga chiar și anxietatea. Notul aduce o multitudine de beneficii, de la cele fizice până la cele mentale și sociale. Este o opțiune excelentă pentru a face mișcare în orice perioadă a anului. Notul crește rezistența organismului, dezvoltă musculatura și fortifică articulațiile.